Sunt convins că v-a mai rămas mâncare din meniul de sărbători și dacă nu știți ce să faceți cu ea, are Damiana o sugestie. Bună, Dami! Bună, dragilor! Haideți că, ce să mai am așezat aici, pe colțul mesii, ceea ce nu este deloc bine, așa că mai bine mă apropii de șef Florin Tătaru, care ne învață astăzi să fim și noi proprii noștri șefi în bucătărie, din resturile care ne-au rămas de la masa de Paște. Ei bine, să știți că puteți să faceți un preparat absolut delicios! Așa este? Așa este. Hristos a înviat toți românilor. Bogdan, Lili, Șrubel, te salut. Damiana, ce am pregătit? Ce a rămas în frigider, da? Ce a mai rămas? Pulpă de miel. Mi-a rămas un pic de piept de curcan, cârnăciori, cartofi, ouă, legume. Am făcut o pită de casă, făină, drojdie, un pic de apă, sare și o băgăm la cuptor. Și acum, din aceste două pite, o să scoatem un preparat de șef. Un prânz decent, cu toată că carnea este făcută, da, sare, piper, nu mai adăugăm multe ingrediente, decât tragem câteva legume, punem ouăle deasupra, gratinăm cu un pic de mozzarella, haideți să începem preparatul, da? Punem este așa. Un preparat pe care îl poate face absolut oricine, da? Oricine poate să fie un șef în bucătăria lui. Păi e adevărat că s-ar putea să nu poată tăia chiar în acest stil. Dar nu recomand, nu recomand. Ouălele secționăm așa, pentru că au rămas, le-am decojit, că au fost vopsite, da? Mamă, deci folosim chiar și ouăle. Folosim exact ouăle fierte, da? Aici avem pita făcută de casă, da? Punem tot ce a rămas, resturile bune, da? Pentru că sunt conservate, da? Trebuie să avem grijă sigur, totuși ce punem, sigur, da? Sigur, sigur, așa. Da? Carne nu în exces, gen, exact nu cum este ne place. Gen shawarma, da? Dar o să facem un preparat extraordinar de bun. Wow, punem chiar și cartofi. Și cartofei. Da? Așa, de gust. De gust, 2-3. Da. 2-3 un picuț așa, ca să nu... Vorba aceea, să nu slăbim, că știți, na, de sărbători. Aici dăm un pic de ulei de măsline, da? Îi punem un sos ce a mai rămas un pic de la stufat, da? Wow. Da? Punem deasupra. Stufatul care a avut și un pic de usturoi, un pic de ceapă. Îi dăm un pic de aciditate, da? Un pic de lămâie, da? Să mai taie din grăsime. Așa. După aceea, punem ouțele. Wow, și în felul acesta îi creăm și așa o înfățișare aparte. Sigur, sigur. Uite, parcă are doi ochi. Ia uite, sandwich-ul nostru are doi ochișori. Aici avem două roșii coapte la grătar, da? Îi dăm un pic și de culoare, să fie un pic al dente, da? Și acum urmează gratinatul la cuptor. Wow. Ce simplu! Ce simplu, de ce să aruncăm mâncarea? De ce să aruncăm mâncarea? Pentru că o statistică este 75 de kilograme per persoană care aruncă pe an. Wow. Uitați ce putem face, nu? Extraordinar! Iar în cuptor cât trebuie să stea? Hai să spun 7-8 secunde, nu mult. Wow, pentru a se gratina... Perfect! Ia uite, Damiana. Perfect! Ideea care este? Dacă voi acasă nu aveți un astfel de cuptor, că sigur nu aveți... Putem să-l băgăm la un cuptor la 220 de grade, da? Și se gratinează exact cum trebuie și la cuptorul pe lemn, care îl avem noi. Demențial! Damiana, deja am făcut preparatul. Demențial! Vedeți? Totul se rezolvă în doar câteva secunde. Practic, ne trebuie 3 minute pentru a ne umple burticile și pentru a ne bucura de ce a mai rămas și pentru a ne aminti. Iar cu resturile dulci, putem face ceva și cu ele? Ce a rămas? Cozonac, Damiana. Bun. Pască. Acum, ulei, siropul de alțar nu este foarte scump în comerț. Se siropează cu ulei de alțar, da? Se face o cremă. Cum o vrem, mai ușoară, mai greuță. Eu aș recomanda o cremă de vanilie deasupra la cozonac, da? Ornat cu un pic de bezea. Și după aia iar stropi cu siropul de alțar. Ce idee excelentă, dragilor, gata, știu ce fac. Mă duc să readuc la viață cozonacul. Hai scoate tu pita aia, că gata. Trebuie să mănânc un pic înainte, gata, că știți cum e. Te rog. Așa, îți mulțumesc tare mult, Florin, scoate pita aia, eu mă duc să văd ce face cozonacul ăla, dacă mi iese și mie un desert. Cam atât de aici, înapoi la voi.